6 incidente denumim noi, legate de campania pentru referendum. Doar unul a fost concretizat în dosar penal, celelalte au fost neconfirmate, s-au reclamat, în general, să spunem noi, aspecte care privesc campania pentru referendum. Au fost persoane care probabil au înțeles în mod eronat anumite activități specifice. Exemplific faptul că se distribuiau fluturași, faptul că deci nu am avut astfel de situații deosebite. De asemenea, vă informez că începând de dimineață de la ora 8 la sediul IPJ a intrat în funcțiune Comandamentul Operațional Județean, din care fac parte reprezentanții tuturor armelor din Ministerul Administrației și Internelor. Comandament care practic va coordona toate activitățile începând de astăzi dimineață până luni dimineață, tot ce înseamnă activități prilejuite de acest eveniment. Revin cu precizarea făcută la ultima conferință de presă. Sunt implicate peste 800 de efective în ziua referendului. Practic, noi vom intra în dispozitive. Se va intra de astăzi în zonă de bază. Majoritatea efectivelor vor intra de mâine în jur de ora 18. Activitățile pe care le vizăm sunt monitorizate de către ofițeri de la IGPR, cum s-a făcut și până și la alegerile precedente și de noi, zona de comandă a inspectoratului, atât al nostru, jandarmi, ISU, a nu se înțelege. Deci asta înseamnă pentru poliție că am 3 sferturi din efective sunt în stradă. Prin serviciul poliției rutiere au fost invitați la sediul IPJ Buzău principalii operatori, tot ce înseamnă transport de persoane, unde s-au purtat discuții, s-au încheiat documente, mi s-a adus la cunoștință prevederile legale, iar începând de miercuri, acum de alaltă ieri, inclusiv astăzi este în curs, o activitate desfășurată de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor, de verificare directă la toate firmele de transport, începând de la cele mari până la cele care au, știu eu, 1-2 microbuze, ocazie cu care am verificat legalitatea oricăror comenzi, contracte, care urmează a fi desfășurate și urmează a fi oferite servicii de transport, inclusiv în ziua de 29. De această dată avem instituite filtre, microfiltre, mixte, alcătuite din polițiști de la Poliția Rutieră și de la Investigarea Fraudelor, prin care am încercat noi și zicem că am reușit să securizăm întreg județul și tot ce înseamnă zonele urbane. În fapt, deci, practic, județul Buzău va fi asigurat pe tot ce înseamnă căi de acces importante, de asemenea, municipiile Buzău, Râmnicu Sărat și orașele. În același timp, vor fi echipaje mixte, compuse din aceleași efective, care vor fi mobile și care vor face un soi de legătură între filtre fixe. Pe lângă acestea, avem pregătite în jur de